dragii noștri, vom începe festivitatea de astăzi cu imnul de stat a României. În prezența Alexandrei Tănase, solist, și Luca Pantelimon la pian. Vă invit să ascultăm imnul Colegiului Național Roman Vodă, scris de Cristian Prăjescu, elev roman vodist, și interpretat de corul liceului. Primul pas
elevi, distinse cadre didactice, didactice auxiliare și nedidactice, stimați părinți, stimați parteneri educaționali și reprezentanți ai autorităților locale, județene și naționale. Septembrie reînvie pentru noi povestea cărții, istoria școlii, emoția revederii și freamătul primei întâlniri cu școala. În fiecare toamnă, prima zi de școală e trăită cu frenezie de fiecare dintre noi, fiind un moment de bucurie a începutului, al reîntâlnirii așteptate cu prietenii dragi și profesori. În numele întregii echipe manageriale, a corpului profesoral, auxiliar și nedidactic, vă urez bun venit, dragi școlari! Bine ați revenit, dragi elevi! Ne dorim ca anul școlar 2023-2024 să vă împlinească, să vă deschidă oportunități multiple de creștere și învățare, să vă ofere bucuria călătoriilor de tot felul, prin știință, arte, prin universul tangibil și prin cel imaginar, spre versiunea voastră cea mai bună. Stimate cadre didactice, cu gratitudine pentru eforturile considerabile și profesionalismul probat, vă dorim un an școlar plin de reușite și de sănătate, în care să căutați ce este mai bun în fiecare elev și să găsiți noi motive de împlinire profesională. Stimați părinți, să ne însoțiți la fel ca până acum. În formarea celor competențe care vor asigura succesul fiecărui copil, să ascultați cu atenție întrebările celor mici și să găsiți timp pentru cultivarea încrederii, respectului și valorilor personale. Stimați parteneri educaționali și reprezentanți ai administrațiilor județene, locale și naționale, vă mulțumim pentru receptivitatea față de nevoile școlii și ne încredem și de aici înainte în sprijinul dumneavoastră necondiționat pentru desfășurarea procesului instructiv educativ. Colegiul Național Roman Vodă este un mediu educațional concurențial, plin de valoare împletită în cei peste 150 de ani de istorie în care calitatea și siguranța au fost prioritare, performanța și inovația sunt iminente. Tuturor vă dorim multă, multă sănătate, un an școlar rotnic cu împliniri dintre cele mai diverse, cu pasiuni de descoperit, cu obiective și aspirații metamorfozate în rezultate de excepție. Un an bun vă dorim! Am să-l invit să ne spună câteva cuvinte. Cel care toată vara ne-a inspectat clasele, ne-a ajutat atunci când am avut nevoie, a răspuns în momentele noastre financiare dificile și de astăzi este și părinte de roman vodist. Domnul primar al municipiului Roman, Leonard Achiriloae. Mulțumesc tare mult, doamna director, așa este, din această zi am redevenit părinte de roman vodist pentru că mai de mult băiatul cel mare a terminat Colegiul Național Roman Vodă, la fel cum și eu am fost fericitul absolvent al acestui colegiu de prestigiu. Dragi elevi, dragi părinți, distinse cadre didactice, bine ne-am regăsit, bine ne-am găsit la un nou început, la un nou început de drum. Și ca de fiecare dată, începutul este atât cu bucurie cât și cu emoție. Bucuria revederii, dar totodată emoția pentru noi cunoștințe, pentru noi echipe și sigur pentru performanță. Pentru că la Colegiul Național Roman Vodă se face performanță. Și aș vrea să mulțumesc din suflet părinților, copiilor, elevilor, cadrelor didactice pentru efortul pe care îl fac și pentru rezultatele deosebite cu care municipiul Roman se mândrește la nivel național. Iar acest lucru nu se poate realiza decât, așa cum am văzut că scria foarte frumos în biroul doamnei director, în echipă. În echipă alături de elevi, părinți, cadre didactice și din această echipă
fac parte și eu, face parte și Primăria Municipiului Roman. Și mă bucur de fiecare dată să fiu alături de inimosul colectiv de la Colegiul Național Roman Vodă, pentru că împreună putem să facem lucruri bune și împreună construim o bază materială solidă și modernă pentru elevi, pentru profesori. Și pe lângă aceste lucruri care se văd în acest moment prin modernizări și reparații pe care le facem, vreau să vă anunț, poate ați auzit, dar Primăria Municipiului Roman a semnat un contract important de circa 18 milioane de lei pentru dotarea sălilor de clasă și a laboratoarelor din Colegiul Național Roman Vodă și din alte unități de învățământ, ceea ce ne face să ne gândim la un viitor mai bun, mai performant și o creștere a calității actului educațional. Aceasta este menirea noastră, aceasta este menirea noastră împreună și pentru aceasta eu vă felicit pentru ceea ce faceți, vă doresc multă sănătate și succes mai departe. Doamne ajută și rezultate deosebite, Colegiul Național Roman Vodă! Salutăm și prezența jandarmeriei prin domnul Palamariu Andrei și dați-mi voie să o prezint pe doamna inspector general adjunct, Dana Păiuș, Dana Lăcrămioara Păiuș, pe care o invit să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit și întrucât astăzi transmit mesajul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, ce pot să vă spun decât bine ați venit la școală, bine ați venit la școală Boboci, bine ați revenit la școală toți ceilalți care faceți parte din marea familie frumoasă a Colegiului Național Roman Vodă. Sunt convinsă că sunteți emoționați atât de revedere, de revederea cu colegii voștri, de revederea cu profesorii, de ce nu, și mai ales pentru un nou început, un nou început și care vi se deschide în fața voastră, care vă va forma pe voi din punct de vedere profesional. Dragi colegi, stimate cadre didactice, vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru anul școlar care s-a terminat, pentru efortul extraordinar pe care l-ați depus, pentru că datorită dumneavoastră, județul Neamț a fost printre județele fruntașe la nivel național. Ați adus Colegiul Național Roman Vodă și județul Neamț la loc de cinste, atât la toate olimpiadele școlare și ați devenit de temut pentru marile universități. Dragi părinți, vă doresc multă putere, vă urez, vă sugerez să aveți mare încredere în corpul profesoral de elită al Colegiului Național Roman Vodă, așa cum domnii profesori îi sprijină și îi ajută și îi motivează, așa să faceți și dumneavoastră acasă. Ei sunt cea mai de preț investiția noastră, așa că să ne bucurăm de ei și să lucrăm împreună pentru binele lor. Vă mulțumesc tuturor și vă urez un an școlar cu reușite și cu multă sănătate. Mă gândeam acum cum să-l prezint. Am să încep prin a vă spune că este alături de noi reprezentantul Parlamentului României, dar în Colegiul Național Roman Vodă, eu zic că mai bine i-am spune profesorul Dan Laurențiu Leoreanu, părinte, fost elev și soț de profesor de Roman Vodă. Îl invităm să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc frumos, doamna director. Bună dimineața și bun venit la școală. Mă gândeam să spun cu totul și cu totul altceva, dar auzind acești copii minunați, imnul pe care l-au intonat aici, efectiv, mi-au creat o stare de emoție și m-au dus cu gândul în spate, mult. Din 1972 merg la început de an școlar în fiecare an. Ca școlar, ca elev, student, profesor, reprezentant al unor instituții cu atribuții
în actul instructiv educativ și mereu am aceeași emoție. Dar venind aici la Roma în Vodă, emoția este cu totul și cu totul specială. Și fiecare dintre dumneavoastră o înțelege, pentru că e școala dumneavoastră, dar e și școala mea. Aici am învățat împreună, aici învățați împreună. O iubim împreună. Și de aici se nasc într-adevăr oameni puternici. Și vă îndemn, dragi elevi, fiți curajoși. Curajul e o nestemată rară, pentru că curajul de multe ori rănește. Dar curajul este acea șoaptă lină pe care o auzim la sfârșitul zilei, când poate supărați de o nereușită, vom avea îndemnul: încearcă, luptă, mâine e o nouă zi și poate vei reuși. Vă îndemn să fiți curajoși, vă îndemn să fiți puternici, vă îndemn să fiți performanți, pentru că Roma în Vodă asta naște: valoare, performanță. Și dumneavoastră sunteți generația care le confirmă pe cele care vor veni și în respect față de cele care au fost. Stimați colegi, cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, vă urez un an bun cu sănătate. Dumneavoastră sunteți piatra unghiulară pe care se clădește valoarea Roma în Vodă. Ne-ați învățat cu performanța. Trebuie să rămânem pe această cale a performanței. Dragi părinți, fiți aproape de copiii dumneavoastră. Cea mai importantă investiție a unui părinte e în propriul copil. O mașină se uzează, o pierdea se destramă, un covor se murdărește. Copilul este cel care, luând aripi, se va înălța și vă va bucura sufletul și inima. Împreună toți putem da valoare învățământului. Împreună toți cei conștienți de importanța educației putem să aducem mai mult și mai bine. Vă urez un an bun, cu sănătate, cu bucurie și împliniri. Performanța la Roma în Vodă este la ea acasă. Mult succes tuturor, dragilor! Un an bun!